Noi nu mai avem linguri, furculițe, cuțite, nimic. Totul e pus în cutie. Așa multe haine ai? Luăm hainele și le punem în cutii. Multe haine. Gol. Gol și aici. Scrieți în comentarii unde credeți că ne mutăm. Gata! Șosete desperecheate! De aici încă nu e luat. Treaba e aproape finalizată. Ce credeți? O să ne fie bine unde ne mutăm? Scrieți în comentarii. 60 de cutii. Salut și bine ați venit la un nou vlog. E ziua cea mare. Am venit cu mașina, ATV-ul. Pentru că avem o mică problemuță de la o piatră. Și aici, și aici. Vrem să schimbăm parbrizul pe casco. Azi e ziua cea mare. Ne mutăm. Rămâneți până la final să vedeți unde ajungem și ce părere au fetele. Gata, am lăsat mașina la reparat. Haideți să vedem ce fac fetele. Am ajuns acasă. Până să o văd pe Mara ce face ea și să o aduc acasă. O vedem pe Mimi. Mimișar! Care e bine, dar am constatat ceva. Nu știu dacă voi v-ați dat seama, dar eu am avut alt tricou în cadrul de mai înainte, când am lăsat mașina la service. Atât de dat peste cap sunt cu tot ce avem de făcut, încât am plecat cu pijamaua pe mine. Acel tricou, adică acesta, e pijamaua. Multe avem de făcut astăzi și sunt total dat peste cap. Încerc ca până diseară să finalizez bagajele, să le pot încărca și să mergem la locul unde ne vom muta. Rămâneți aproape. Fetele cu înghețată. Salut. Ați dormit bine? Da. V-ați odihnit? Da. Pentru că noi trebuie să ne mutăm definitiv din Bacău astăzi. De ce? Că vreau să vină și Sofia, dar oricum vine Sofia săptămâna viitoare la noi. Aha. Oare unde trebuie să ajungă Sofia? La noua casa noastră, nu? Acolo trebuie să ajungă. Vii, nu? Vii, mare drag. Hai, acum ne vine ajutare. Încă două fete harnice la bagaje. Pentru a reuși să finalizăm împachetatul bagajelor, e nevoie de cutii și scoci. Așa că să le cumpărăm. Gata, avem și căruț. Marea nu renunță. Îți place, așa e? Sofia n-a vrut. S-a dat un pic, după aia s-a dat jos. Când vede ce rău conduce tata căruciorul. Și cutii. Multe cutii de carton. Hai să vedem dimensiunile. Astea ar fi. Cele mai mari. Da, cele mai mari. Nu, astea. Și sunt la același preț cu cele pe care le-am luat din celălalt magazin de bricolaj. Am zis că fac afacere aici. Na. Același preț. Am dat undeva la 15 lei și ceva. La fel erau și în partea trebuie cealaltă. Trebuie multe cutii, nu? Câte luăm, Mara? 20. Gata, ai luat 20? Nu știu. Mara. Sigur, ai luat mai multe. 25. Mara, să fim siguri. Să fim siguri. 16, 18, 20 și 4. Și 5. Acum scoci. Una. Așa. Și așa. Avem nevoie. Facturica. Mimi, poftă bună. Și vouă poftă bună. Mulțumim. Fetele au plecat flămânde, de fapt. Și mănâncă micul dejun tot aici la noi. Noi nu mai avem linguri, furculițe, cuțite, nimic. Totul e pus în cutie. Așa că la mână. Și frumoasă aia de găleasă asta. De găleasă, de găleasă, de găleasă. Băi, băi, băi. Băi. Lingurițe din plastic, furculițe din plastic. Și ne descurcăm noi cumva. La hainele tale le luăm pe astea. Ne sună mami. Câte să luăm pentru tine? 5-6. Așa multe haine ai? Mm-hmm. Mai băgăm și în sacii aia vidați. Bine, hai, dăm 3. Pentru Mara. Hop. Hai să punem maculatura. Uite și urmă haine. Luăm hainele și le punem în cutii. Facem bagajul, ne mutăm. Aici e cutia. Ui, aruncată. Și hei, rup.
multe haine. Dar în scurt timp e gata. Deja gol aici. Gol. 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 Gol și aici. Gol și acolo. Oh, și acolo sunt cărțile. Toate. Eu uite ce câte am. Wow. Astea toate și astea. Astea toate sunt pline cu cărți. Le ducem în altă parte. Scrieți în comentarii unde credeți că ne mutăm. Scrie dacă vrei să ne mutăm în orașul tău. Prima cutie de haine. Dar să vă spun că calitatea cutiilor din primul magazin este mai bună decât cea din al doilea magazin de bricolaj. Și Sofia aici, hăinuțe. Sofia ne ajută. Eu îmi sunt din noptiere, ia uitați și aici. Și aici. Și aici, plin. Gata. A doua cutie cu haine, de la Măruța. Cum e, Maran? Greu. Știți ce este asta? Scrieți în comentarii în ce video am mai apărut cu ea. Deja mi-e mică. Suntem la a treia cutie. Tot cu hainele Măruței. Oh, 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 Merry Christmas! Cadouri! Șosete desperecheate! Cealaltă șosetă cred că a mâncat-o mașina de spălat. Și? Multe! Și mai am șosete desperecheate. La voi cum sunt șosetele? La fel le mănâncă mașina de spălat? Mai facem cutii! Deja sunt vreo 7 cutii de la mine din cameră. Asta e 8-a. Și eu care credeam că cu 3 cutii finalizăm. Eu ți-am zis că nu. Bună dimineața, o nouă zi. Fetele iau micul dejun, cereale cu lapte, dar și Victor, poftă bună. Victor, parcă stă pe fugă, ia primit să stă la masă. Sunt bune cerealele? Uh-huh. Bravo. Și astfel câștigăm spațiu. Ce se întâmplă în casă? O gașcă de supereroi a venit la noi! Wow, ce super sunteți! Cât copiii se joacă, eu le fac de mâncare și plâng, nu pentru că mi este greu să fac mâncare, ci pentru că am curățat ceapă o grămadă și mai am încă de curățat și așa se întâmplă. Ia priviți! Și Briana a schimbat costumul, e Batman acum! Distracție plăcută, copii! Mămica gospodina, transpirată și plânsă de la ceapă, pune și la spălat. Am pus aici o mașină la uscat pentru că am spălat mai devreme și acum am băgat roz. Puțin verde, sper să nu se întâmple nimic. Pun și hârtii din acelea care absorb culoarea. Hai să pornim și cu spălatul și cu gătitul. Să-i dăm drumul! Tati e plecat, așa că mami se descurcă singură cu 4 copii. Este și Victor cu noi, Mara e cu tati. Și cu treburile prin casă. Pe lângă boacările pe care le face, astăzi am făcut și inundații în baie, dar asta nu mai spune la nimeni. Și mașina e reparată. De fapt, parbrizul e nou. Hai să terminăm cu bagajele, să ajutăm fetele. Au venit ajutoare, în sfârșit. Tocceapă, cred că am curățat vreo 6, le toc pentru pilaf și eu stropel. Mi-a luat de fapt Răzvan, orez special pentru pilaf. Și abia aștept să fac. Pentru că ei aici nu fac așa pilaful, nu fac cu seamă de carne, fac doar cu legume și îl fierb separat în apă. Mi-am prins părul coita, să nu știam de ce mi-e așa de cald. Am tocat ceapa toată, am pus-o la călit. Am pârlit toate pulpele și le-am spălat, am 8 bucăți. Dar voi folosi și cele 4 aripioare de aici de la Tacâmuri, de unde fac supa pentru pilaf. Urmează să spumez supa și să pun și pulpele peste ceapă după ce prinde un pic de culoare ceapa. Așa pun pulpele să prindă un pic de culoare, ceapa s-a înmuiat. Iau și aripile de aici și le pun tot acolo. O aripă și-a făcut treaba. Punem aici. A treia aripă și pe ele le-am spălat și le-am prălit bine înainte. De fapt le-am prălit și apoi le-am spălat. O să dau față cărnii, o și fierb un pic acolo. O scot și apoi fac sosul. Și pregătim mașina pentru încărcare. Supa e aproape gata. Am mai adăugat în ea legume, ardei, păstârnac, țelină și morcov ca să dea un gust mai bun pilafului.
dar le-am pus întregi să nu apară acolo. Voi folosi ceapă călită de aici, tot pentru pilaf, cam așa arată deocamdată. Totul gătit la foc mic pentru o savoare mai mare. Mâncăm! Mâncăm! Pizza! Marea gura plină! Avem pizza. Ajutoare! O avem pe Iasmina, ajutor de bază, și mai vine un ajutor. Bine. Începem să finalizăm. Bună pizza! Bună! Cum e să fie pizza? Bună! Și apă e bună, nu? Da! Pentru că a tot apă pe ea. Hai din iauzi. La treabă! Aici se lucrează. Mai luăm un televizor și îl ducem jos, să-l împachetăm bine. De aici încă nu e luat tot. Toate au fiert. Am pus și o oală cu apă pe foc. Aici voi opări roșiile ca să le pot decoji. Am oprit focul, acum voi scoate carnea și legumele pentru a putea face pilaful, respectiv sosul pentru stropel. Roșiile au plesnit, pot fi frățate, dar vreau să vă arăt cât de concentrat a ieșit supa. Priviți-o. Aici fac pilaful, iar aici e baza pentru stropel. O să iau din bază, pentru că am ceapă călită, să pun și la pilaf. Se pune ceapă la pilaf. Iar apoi continui gătirea. Și cam așa arată după ce am făcut transferul. La sos nu trebuie foarte multă zeamă, deoarece voi pune bulion, suc de roșii, roșii, de toate pun. Să vă arăt cum arată și carnea. Așa este carnea pentru stropel. Aici e carnea fiartă de la supă. Și aici legumele. Carnea poate fi mâncată rasol, cu usturoi. Ce bun! Și televizorul. Deci l-am dat jos, o să luăm suportul. Cum să avem nevoie? Am o cană de orez, din asta mare, cred că sunt 300 de grame. O punem aici în supă. Urnim focul și terminăm mâncarea asta odată. Copiii așteaptă. Tot un ardei roșu să-l pun la ostropel, iar Teo mă ajută cu... Usturoiul. Usturoiul, că de e ostropel, că are usturoi. Expor la treabă să avem. Acum tăiem cubulețe. Și punem ardeiul peste baza de ostropel. Urmează acum să curățăm roșiile care au plesnit. Vă arăt imediat ce ușor se cojesc roșiile dacă au fost opărite. Aproape cu tot. Apoi le tocăm mărunt. Ups, accidente. Am scăpat roșia acolo. Mai am detocat o singură roșie. Am scurs zeama aici. Tocăm roșia cu bulețe cât mai mărunte. Amestecăm în pilaf și-l oprim. 25 de cutii folosite. Cele de dimineață cumpărate. Mă duc să mai cumpăr încă 20 de cutii. E greu. E din ce în ce mai greu. Nu închipuiam că e atât de dificil. Dar sperăm să terminăm în timp util. Ostropelul meu fierbe și tot fierbe. Iată-l. Am tocat usturoiul. Îl adaug, opresc focul și apoi pun și pătrunjel tocat. Acum să găsesc cutiile de carton. Cât eu gătesc, priviți ce fac copiii. Bri, de ce ești de sculță, iubire? Sus, yeah! Bravo, Bri! Gata, că eu am treabă. Acum se trezește Ari. Ia priviți ce doarme Ari. Ari doarme aici, mititica. Ca totul să fie perfect, nu au cutii. Au ceva mic. Trebuie să schimb magazinul, să mai pierd timp. Dar asta e. Am tocat pătrunjelul. Am oprit focul, pun pătrunjelul aici, dar voi pune și carnea și voi da un clocot ca gusturile să se îmbibe, să intre și gustul de ostropel în carne. Pun frumos fiecare bucățică. Gata! Între timp eu mai curăț și mai rad sau toc usturoi crud, pentru că e bine ca aroma de usturoi proaspăt să se simtă în mâncare. O să-l pun după ce închid focul, odată cu pătrunjel. Acesta este timp pierdut. Chiar de asta nu aveam nevoie. Mai avem camera Teodorei și camera de jos. Noi spunem camera în care stă bunica, îi spunem camera bunicii. Acum sper să reușesc ca până în ora 22 să finalizez, să mă pot să mă culc. Că mâine dimineață să plec cu Mara la drum. Mașinile electrice vor fi încărcate pe platformă și vor ajunge la destinație
fără grija mea. Am oprit focul, am pus pătrunjelul și usturoiul proaspăt, urmează să pun sare și piper și gata mâncarea! Amestecăm. Am uitat să vă spun, am pus și bulion și suc de roșii, pe lângă roșiile proaspete. Gata, poftă bună! Mai rămâne doar să facem curățenie! Am ajuns. Luăm de aici, sunt mai calitative decât dincolo, așa că aici le-am găsit. Încă 20. Și bandă scoci. Căruțul vine singur după mine. Oare mami, Teo, Bri și Ari, ce fac? Și copii stau la masă, poftă bună copii! Ari așteaptă și ea să-i dau să mănânce. O să-i dau și pilafior. E bun? Pilafior din ăsta mai fain. E excelentă mâncarea. Awesome. Așa arată o porție. Toți copiii mănâncă. Și priviți Ariana ce vrea. Și papa Ari. Ari, papa pilafior. Hai Ari, nim. E bun? Îi place. Și în camera la Teo e aproape curat. Augustin ajutor de bază. Ia uite. Nu? Iasmina. Merge treaba? Merge. Și acum să vă arăt ceva. Nu cred. Una, avem Lego. Și mai avem și sigilat. Nu l-am făcut nici acum. Și avem și aici. Și mai avem și supa la Mara. Și supa la noi. Glumești. Și jos, mai e treabă. Cred că ne culcăm la noapte. Mâine ne culcăm de fapt. Tot noapte ne culcăm. Mâine. Cam asta e. Treaba e aproape finalizată. Aici e dormitorul nostru, care e gol. Aici, gol. Pătuțul ne gândim dacă să luăm. Baia. Ia. Ego! E goală! Sofia, să luăm tablou? Nu știu, că nu are pe Ari. Deci nu, îl luăm. Rămâne aici. Urmează camera Marei, care rămâne așa, cu lingerie, eventual și una de rezervă. Eventual, m-am luat și pasta. Că ne-ar trebui lingerie unde ne mutăm. Da, biroul. Aici. Ego! Și aici e gol. Și continuăm. Urmează camera Teodorei și Adriani, care e aproape goală. Au mai rămas unele mici lucruri. Aici. Și aici, gol. Căsuțele o să le facem în loc data viitoare. Tata, eu zic că mașina o să fie destul de mică care vine. Vedem, facem două drumuri. Închidem pe aici și coborâm. Vreți să vedeți cum e jos? Ce credeți? O să ne fie bine unde ne mutăm? Scrieți în comentarii. Dacă nu, cumva ați aflat deja unde ne mutăm. N-ai zis încă? Nu. Să zicem alea? Nu. Voi vreți să aflați unde ne mutăm? Orașul în care ne mutăm? Scrieți-ne în comentarii. Mai sunt doar atât. Eu merg tot la liceu de artă. Numai că la plăut. Teo jucării. Puține, nu? 12 ori 6. Că are 6 fete. Să te văd. Scrieți-ne în comentarii. Câte cutii câte avem? Câte cutii avem? Să fie, știi? Să complicat, nu? Lăsați-ne în comentarii numărul cutiilor. Și asta e toată casa noastră. Aproape. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Ori 3. 1, 2, 3, 4. Și? Ori 3. 3 rânduri. 5 pe linie. Ori 3. 15. 15 plus 60 de cutii, 61 de cutii. 61 de cutii. Sigur? Oare a calculat Mara bine? 60 de cutii. Hai, mai avem puțin. Acolo este mașina în care ne vom pune bagajele. Eu zic că e destul de mare, tati. Eu zic că ne cap. Are destul de mare. Wow. Ce crezi în cap? Hai că vedem. Ne descurcăm noi cumva. E târziu. Așa că lăsăm pe dimineață